Guvernul României are în plan o reformă a sistemului fiscal. Prin acesta ar urma să dispară și o bună parte a mult discutatelor pensii speciale. Ceea ce își propune guvernul la această oră este această reformă a finanțelor publice. Da? Odată cu această reformare a acestui sistem, după această reformare implicit a sistemului de pensii, lucrurile se vor rezolva. Aceste tipuri de pensii speciale într-un viitor apropiat vor fi destul de drastic reduse, să zic, sau măcelărite, așa să zic, pentru simplu motiv că într-o țară care are atâtea probleme nu vom mai putea avea oameni care să câștige sume impresionante de la, fiind în legătură cu statul sau de la stat. Adică n-ai nimic cu unul care a contribuit foarte mult în sistemul pe contributivitate și ia pensie de 200 de milioane. Dacă omul atâția bani a dat la stat, trebuie să-și primească înapoi conform principiului. Aceasta ar fi singura veste bună în ceea ce privește preconizata reformă fiscală, pentru că restul nu sunt dintre cele mai fericite. Vasilică Potecă, senator PNL de Hunedoara, este de părere că nu pensiile speciale sunt principala problemă a bugetului, șubrezit de împrumuturi și de alte măsuri prin care se încearcă atenuarea efectelor multiplelor crize prin care trece România în prezent, ci nivelul de colectare al taxelor și impozitelor. Chiar dacă tăiem aceste pensii speciale, lucrurile nu se vor rezolva, nu din acele sume lucrurile sunt, să zic, greșit sau foarte greșit sau de acolo statul român nu funcționează sau nu are bani. Problema este și de la și ce face cu taxele și impozitele locale, problema este ce face și cu taxele și impozitele naționale. Senatorul liberal de Hunedoara estimează că în curând va exista o creștere a nivelului taxelor și impozitelor, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. Vasilică Potecă mai spune că atunci când vremurile o vor permite, România va reveni la nivelul de, cităm, paradis fiscal în care este în prezent. Foarte mulți ani, atât la nivelul taxelor și impozitelor locale, cât și naționale, a fost o perioadă un pic de paradis fiscal prin România. Lucrurile acum va trebui să plătim toți. Adică nu avem de unde să ducem statul, iar de împrumutat nu avem prea mult de unde. Deci ca să putem rezista din punct de vedere social, trebuie să ajungem să plătim toți către bugetul de stat. Toate scutirile alea, pe marile firme, pe micile firme, vor trebui regândite și recalculate în funcție de ceea ce statul va avea nevoie. Trebuie, v-am spus, statul suntem noi și trebuie să facem o politică de așa manieră încât să trecem peste această perioadă toți. Când vor veni vremuri mai bune, vom mai putea gândi și relaxări fiscale și toate celelalte. De principiu, taxele și impozitele ar trebui să crească de la începutul anului viitor. Dar cum guvernul modifică deja codul fiscal, este posibil ca valoarea acestora să fie majorată mult mai repede.